văzut mingea cum se mută pe partea de rever. Și în momentul ăla știu că am dat să pivotez, practic. Okay. Și am pivotat cu piciorul jos. Și corpul a plecat într-o parte, piciorul a cam rămas un pic pe loc. Pe lumea lui. Exact. Și atunci, și din, de fapt, datorită ligamentelor mele scurte și foarte fixe, a fost o mișcare suficientă pentru a se rupe ligamentul încrucișat, care a luat la pachet și meniscul. Exact. Toată lumea m-a întrebat cum de m-am ridicat și am început să am Da, că ai mai jucat un punct, da. Practic. Am simțit durerea, cea mai mare durere a fost pe moment atunci când s-a rupt, dar nu pot să... Bine, eu am articulațiile destul de elastice. Mie îmi pognesc umeri, încheieturi, glezne, n-am niciun fel de problemă. Pe moment am simțit un poc, efectiv, l-am auzit până în creier, dar am zis, păi, sigur am făcut ceva, mi-a pognit genunchiul, nu s-a întâmplat nimic. Deși a fost un pic mai dureros decât de obicei. Mi-au verificat piciorul, au tras un pic, au făcut mișcările specifice să-și dea seama dacă este ligamentul sau ce este. Fizioterapeuta mi-a zis că s-ar putea să fie, dar din moment ce nu mă doare, nu simt nimic și simt să continui, s-ar putea să nu fie complet rupt și să încerc să pot să joc. Ia bate-o pe asta. Exact. Și eu i-am zis, eu oricum nu renunț. Deci eu stau până la final. Eu câștig meciul ăsta, fix așa i-am zis. Știi cât e scorul? Așa am întrebat-o. Știi cât e scorul? Și a zis, da, dar trebuie să avem grijă. Hai să încercăm cu un tape. Dacă nu vrei să te oprești, hai să încercăm cu un tape. Și am zis, fă-mi cel mai strâns tape posibil, pentru că eu vreau să joc. Mi-a făcut tape-ul și mi-a zis, o să fiu în preajmă, just in case. Și am zis, da, te rog să nu pleci. Măcar atât. Și toată lumea era senină în jur. Adică mi-au zis, ok, hai, dai bătaie. Când m-am ridicat de pe bancă cu tape-ul, simțeam piciorul foarte ok, atât că atunci când pășeam, simțeam că e posibil să o ia în toate direcțiile. Nu prea înțelegeam. Exact. Era ca o roată de la căruciorul de la spermatozoid. Exact sentimentul ăla. Exact. Și când am servit, am văzut că pot să împing în el. Când am pus piciorul, am aterizat pe stângul din serviciu și când am pus dreptul jos, am simțit că bate vântul. Reverul am putut să-l dau pentru că știu că am dat un rever și după aia am dat să fug în lateral înspre dreapta. Reverul fiind pe aceeași parte online, gen cu piciorul drept, am simțit că l-am pus în teren și a stat acolo. Era ok. În schimb, când am dat să plec înspre dreapta și să mă așez pentru dreapta, atunci iar m-a durut foarte tare și cred că s-a mai întâmplat ceva pe acolo, pentru că am mai simțit că a plecat ceva. Și la fel, durere, și am simțit pur și simplu că piciorul meu e într-o parte și corpul este în cealaltă. Și atunci m-am speriat foarte tare, am zis ce se întâmplă. Și a fost și durerea un pic mai simțită. Și atunci m-am oprit. Adică atunci chiar a fost... Noi am văzut la TV. Da. Nu știam prin ce, care a fost mecanismul capul mental. Meu. Exact. Dar cel mai crunt sentiment a fost când am simțit că dau dreapta și oarecum corpul meu era în dreapta, piciorul simțeam undeva în stânga și terenul era în față. Mai întâi ne-am dus la spital. Fizioterapeuta a zis clar, este ACL-ul, deci ligamentul încrucișat. Trebuie să te duci să-ți faci un remene neapărat. Am plecat de acolo în... cu cârjele spre spital. Mă rog, m-a băgat în ambulanță, m-au întins pe... așa. Am ajuns la spital, hai să începem verificările. Mai întâi mi-au făcut radiografie, după aia mi-au făcut remeneu și la remene mi-a zis clar, este rupt complet meniscul, vedem și pe el, dar nu putem să ne dăm foarte bine seama dacă e ceva, trebuie să te vadă când te deschide. Și adio sezon 2022. Fix așa mi-a zis doc.